O mamă condamnată pentru uciderea vecinului pedofil a dezvăluit că fiul său a fost una din victime. Din acest motiv, femeia s-a hotărât să-l omoare pe bărbatul de 77 de ani. Asta după ce a încercat să vorbească cu el, dar și cu autoritățile care i-au ignorat rugămințile. Sara are 38 de ani, este mama 5 copii și a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru că l-a omorât pe vecinul său în vârstă de 77 de ani. Motivul pentru care femeia a decurs la acest gest disperat a fost fiul ei, care și el la rândul său a fost victima vecinului pedofil. Mama băiatului este acum în libertate. Aceasta a declarat că nu ar mai ucide niciodată, dar nu regretă ce a făcut pentru că atunci era o mamă disperată să-și protejeze copiii. Sarah l-a înjunghiat pe bătrân de opt ori cu cuțitul de bucătărie, iar în septembrie 2015 a fost condamnată. În timpul procesului ei s-a aflat că vecinul pedofil fusese condamnat de 24 de ori pentru infracțiuni de natură sexuală în decurs de trei decenii.